Hei, salut! Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la încă un video în care vorbesc despre chestii. Astăzi am târziat mai puțin, respectăm și apreciem asta. Iar dacă vă place acest video foarte, foarte tare, puteți să dați un like, un share, un comentariu, un subscribe, orice se poate da. Așadar, astăzi o să vorbim despre dadaism, sper să vă placă, pentru că dacă nu vă place, murim! Deci ce este Dada? Chiar și după atât timp de la formarea curentului, încă este foarte greu de înțeles și explicat exact ce este Dada. Richard Hulzenbeck spunea Dada is the sun, Dada is the egg, Dada is the police of the police. Dada nu este practic nimic. După cum ne spune și Francis Picabia, Dada is like your hopes, nothing, like your paradise, nothing, like your idols, nothing, like your heroes, nothing, like your artists, nothing, like your religions, nothing. Cuvintele astea reușesc cumva să esențializeze tot ceea ce încearcă Dada să exprime. Redau furie și redau respingere. Dada se opune și râde de burghezie, de valorile naționaliste și de normele artei tradiționale. Este un curent artistic care încearcă o reconstruire a artei prin satiră și prin nonsens, dar cel mai important prin șansă, despre care o să vorbim puțin mai târziu. De unde a venit denumirea de Dada? Au existat mai mulți artiști care au fost asociați cu nașterea numelui de Dada, de la Richard Hulzenbeck la Tristan Tzara, doar că ceea ce e important e că nu avea nicio relevanță cine a venit cu denumirea, iar dadaiștii știau asta. Ideea e că dacă încerci să înțelegi Dada căutând în primul rând originea cuvântului, nu o să ai nicio șansă de succes. Se presupune totuși că ar putea veni din română, Dada, care înseamnă obviously yes, yes, sau că ar veni din germană și ar însemna there, there. Este totuși important să cunoaștem contextul istoric pentru a înțelege spiritul și ideologia Dada. Dada a luat naștere în Zurich în 1916, adică la 2 ani după începerea primului război mondial. Artiștii care erau refugiați în Zurich erau absolut dezgustați de absurditatea războiului, așa că s-au devotat poeziei, picturii, fotografiei, sculpturii și colajului. Erau absolut îngroziți și revoltați, ceea ce a făcut să urască burghezia și politica și cultura lor, deci erau anti-burghezie, anti-politică burgheză, anti-cultură burgheză. În mod ironic, erau și anti-artă, pentru că în vremea aia arta era făcută pentru burghezie. Dadaiștii erau susținători ai politicii de stânga extremă, însă în artă singura cale era să respingă absolut tot. Uneori arta lor era încărcată politic, tocmai prin respingerea convențiilor burgheze. Una și poate cea mai importantă metodă prin care se opuneau convențiilor burgheze era introducerea șansei în artă. Se opuneau complet muncii meticuloase și planificate în procesul artistic și aduceau în discuție care era cu adevărat rolul artistului în întreg procesul. Cel care a introdus șansa în procesul artistic este Hans Arp, unul dintre cofondatorii Dada. Ne putem uita la o lucrare de-a lui, Untitled College with Squares, Arranged According to the Laws of Chance. Deși pare o schimbare foarte mică sau nesemnificativă a întreg procesului creativ, această lucrare a reușit cumva să conteste complet tot ce se întâmpla în întreaga lume artistică de la vremea aceea. Hans spune că a tăiat niște bucăți de hârtie în formă de pătrat și le-a lăsat să cadă la întâmplare pe pânză, după care le-a lipit. Ce însemna asta este că se elimina complet ideea de valoare a artistului în funcție de skill și de tehnică. Oricine ar fi putut să lase niște bucăți de hârtie să cadă la întâmplare pe o pânză. Deci, Hans se îndepărtează cumva de statutul de creator al lucrării și își asumă rolul de creator al ideii din spatele lucrării. Totuși, după cum poate ați observat, cred că Arp a mințit, pentru că este foarte puțin probabil că atunci când arunci niște pătrate la întâmplare pe o pânză, nici măcar unul sau unul se suprapună sau atingă cu altul, ba chiar unele să fie aliniate perfect. Și putem vedea asta într-o altă lucrare de-a lui, unde colțurile pătratelor se ating perfect. Ce reprezintă de fapt minciuna asta este decepția artei în fața privitorului și aduce cumva în discuție toate minciunile de natură politică pe care le critica dadaismul. Un alt artist despre care aș vrea să vorbim puțin este Marcel Duchamp, care, la fel ca Arp, a vrut să elimine rolul artistului din crearea artei. El a fost primul artist care a folosit un ready-made. Un ready-made, vă întrebați ce este, este un obiect uzual, obișnuit, care este prezentat ca artă, fiind manipulat extrem de puțin de artist. Duchamp a prezentat obiectul de artă de tip pisoar, pe care probabil l-ați mai văzut măcar o dată.
Tot ce a făcut Duchamp acestui pisoar a fost să întoarcă și să semneze un nume pe el și apoi l-a numit Fountain. Cumva ca o aluzie și ca să râdă de artiștii care au proiectat fântâine din perioada Renașterii și Baroc. Hannah Hoch este un alt artist din Dada despre care vreau să vorbesc, mai exact despre colajul ei Cut with a Kitchen Knife, The Last Weimar Beer Belly Culture Epoch in Germany. Germania de după primul război mondial era absolut haotică, iar Hannah reușește cumva să redea confuzia asta perfect în lucrarea ei. În partea de jos a lucrării, dreapta, putem să vedem lumea Dada. Observăm fețele dadaiștilor, precum John Hartfield și George Gross. Îi vedem pe Vladimir Lenin și pe Karl Marx. Și în colț, cea mai mică față este chiar a lui Hannah Hoch. Tot aici este o hartă care arată țările unde femeile au obținut deja dreptul de vot. În partea din dreapta sus este lumea anti-Dada, burghezia. Iar în partea din stânga sus vedem cea mai mare față din compoziție, Albert Einstein, alături de cuvintele lui, Dada nu este o formă de artă. Ca și cum ar fi un fact științific. În ultima parte a lucrării, în stânga jos, vedem o mulțime de oameni și cuvintele Join Dada, fapt ce din nou conferă o conotație politică întregului movement. Pe lângă arta vizuală, o caracteristică foarte importantă a Dada o constituiau seriile de poezie complet neconvențională de la Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire era locul unde se țineau toate evenimentele, de la spectacole, la expoziții, la poetry, readings, all of that. Chiar artistul Tristan Tzara, care era român, a scris un ghid despre cum poți să realizezi o poezie dadaistă. Tot ce trebuia să faci era să iei niște ziare, să decupezi niște cuvinte, le băgai într-un sac, amestecai și apoi le scoteai unul câte unul. That's it, there's your poem. Așadar erau cumva niște cuvinte puse la întâmplare, fără nicio însemnătate aparent. Dadaismul a luat sfârșit undeva la începutul anilor 1920, iar artiștii au început să se îndrepte către alte curente artistice, în special suprarealismul, care avea ca bază principiile Dada. Ba chiar au influențat și au îndreptat, prin ideea șansei în artă, suprarealismul către expresia imaginarului. Arta conceptuală își are de asemenea originile în dadaism, pentru că Duchamp a fost primul care a menționat faptul că expresia intelectuală a artistului are mult mai multă relevanță decât obiectul creat în sine. Dada este, sumarizând, a state of mind, care îmbină respingerea cu neputința, cu speranța pierdută și cu refuzul de a renunța. Este o întreagă luptă pentru a face privitorul să conștientizeze că lucrurile trebuie să se schimbe. Îți mulțumesc foarte mult dacă ai ajuns până aici, adică până la final. Îți mulțumesc foarte mult că ai urmărit tot. Cine n-a urmărit, nu primește mulțumiri. Dacă ți-a plăcut, te rog să faci ce am zis la început. Dacă nu ți-a plăcut, poți să mă critici în comentarii, dacă vrei neapărat. Dar oricum, ne vedem pe Twitch, unde probabil vom da test și din asta. Și dacă nu ne vedem pe Twitch, ne vedem aici data viitoare, care sper să fie foarte curând. Vă pup, să aveți o zi absolut superbă. Pa, pa! Mi-ai intrat aici de fum în ochi. Stop!